Polițiștii olteni s-au autosesizat în cazul furturilor de materiale de construcție de la drumul expres Craiova-Pitești de pe tronsonul 2 lotul 1, situat pe raza comunei Bârza. Ei au întocmit un dosar penal și au demarat activitățile specifice pentru identificarea hoților și stabilirea prejudiciului cauzat. Surse din cadrul oamenilor legii susțin că hoții sunt deja cunoscuți și vor fi aduși la audieri. În cauză vor avea loc și percheziții pentru a se da de urma materialelor furate și a se constata dacă hoții sunt la prima inițiativă de acest gen. La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt nu există nicio plângere depusă în acest sens. Polițiștii din cadrul postului de poliție Bârza s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt în vederea identificării autorilor. Surse din cadrul drumurilor naționale susțin că societatea constructoare s-a mai confruntat și în trecut cu furturi de pe șantierul drumului expres. Aceasta nu a depus plângere pentru că are angajată firmă de pază, iar responsabilitatea îi aparține.